Prăjitură de ciortan, ia uite. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Salutare! Astăzi am venit la o partidă la feeder. O să pescuiesc cu montura clasică la Method. La cârlig o să am pelete din astea la un băț și la celălalt o să combin popapurile astea mici de 8 mm, squid and octopus and cranberry. Am o nadă verde de la Fiat X și o nadă neagră de la Walter Tamaș. Deci cu asta neagră o să pescuiesc pe bățul ăsta din dreapta la popapuri, cu asta verde o să folosesc Method pellet. Dar dacă trebuie o să schimb Method peleții și o să pun popapuri, dacă o să meargă mai bine la popapuri. Dacă trebuie, o să pun acrilic și vierni, mai târziu dacă chiar nu mișcă la asta. Dar eu sper să miște, totuși. Unul este mai în larg, unul este mai la mal. Deci o să încerc peste tot. Da. Am și prima trăsătură. Da. Primul pește al zilei. Sincer, sper să nu fie un caraș, că data trecută m-am săturat de caraș. Dar așa pare, fi un caraș. Da, pare a fi un caraș. Exact cum credeam. Hai, mă. Primul pește al zilei, un cărășoi plumușel. Ok.
chiar e frumușel. Bun. Lăsăm să plece frumos. Sincer, nu aș vrea să mă acapareze carașii care l-a trecută, dar no, asta e. Da, nada asta black de la Walter chiar miroase fain. Cam așa arată când ajunge în apă. Dacă observ că mănâncă mai bine acolo în larg, să le mut pe amândouă acolo. Că la ăsta de la mal nu prea vrea să tragă. Dar nu, o să le mut. Deci la bătăța din dreapta trage aproape de repede, dar sunt carași. Asta din stânga trage mai rar, dar poate să intre ceva mai fain. Trăsătură de crapă asta. Ce greu vine din care aici. Ce grincioare frumos! Așa nu ca să te dai cu lapte freza.
O plină chiar frumoasă. Bun, pe celălalt am bilă, poate acolo simte ceva și mai mare. O să pun bile pe fidele. Când... Asta e la bilă? Nu, asta e la pop-up, dar o să pun bile, când trage, se trage. Ceva ca lumea. Ca azi par să le placă bilele. Tibi la bilă a intrat, da? Da, da, da. E așa, asta nu-i mic. Dar bine, Tibi, o să prinde mult acolo, în colțul ăla. Nu, ce așa asta? 4-5 kg are. Ăsta nu. Nu? Nu, e mic. Nu văd ce mic e bășit. E mic. Nu. No. No, primul ciortan la feeder, dar schimb și pun pe bile imediat. Pop-up, ăsta mic, dar o să schimb pop-up-ul cu niște bile, o să vă arăt imediat. Opa! Așa, hai! Uite. Deci pentru că am observat că mănâncă bine la boilesuri, o să scot pop-up-ul și o să pun bila asta, Cobra, de la Mircea Pancu. Sunt foarte bune, le am de anul trecut sau de 2 ani, cred că. Și sunt foarte, foarte bune. De fapt, de la Mircea Pancu, astea Cobra, cam toate sunt. Și bilele de cârlig, și de nădit, toate sunt bune. Pentru că bila e un pic cam mare pentru cârligul meu. S-o fac așa un pic. Sper ca la asta să nu-mi mai tragă creșei. Cam așa arată. Nu e montura, nu e rigul ideal pentru bilă, dar încerc. Așa. Da, nici nu. Nu o pun acolo, o pun așa pur și simplu. Așa. Ok. S-a mulligat un pic în vârf. Așa. Bun.
aia altă mai las la pop-up până trage. După ce trage, tot așa o să pun bilă pe ea. Da, deci peștii sar în dragi în malul celălalt. Nu știu, este... O să dau drumul la, la frână. Și aștept acum. Deci de 2-3 minute am schimbat pe bila aia mică. Am zis că scap de caraj. Deja de ceva în el. Ia să ridic de verificare că... Aha. Deci ceva este. Dacă e tot caras, o să pun, o să schimb potfacul cu totuși. O să pun bile mari. Și o să dau la bile. Pentru că vreau să prind ceva mare. Da. Auzi. Nu. Care așa ăștia sunt plămâni rău. Da. Ia uitați. A luat bila în gură. Foarte. Ce se mai zice? Nu. Mai fac totuși o încercare cu bila asta. După aia schimb portfacul cu totul, pun bilă de 20. Da. Slăbește feederul ăsta din dreapta. Este ceva, sper să nu fie tot caras. Mai înainte am prins un ciortan fain, dar cred că ăsta e caras. Acum vine. Sigur e caras. Și încă un mititel. Da. Pare rău că te bași prin oroaie. Asta e. Caras cu noroi. Iarăși o trăsătură frumoasă. Da, deci astăzi chiar mănâncă cum trebuie. O slăbit-o acum. Ia să vedem. Și ăsta cred că tot un ciortan. După cum vine. Da, deci astăzi chiar mănâncă când trebuie, nici ora 2 nu e.
Cred că au venit ciortanii partea de nadă. Bun. După ce am prins 4 crapi, nu, 3 crapi mari și unul mare, l-am scăpat la boilersuri. Iată că încep să apare ciortanii și la feeder. Ce frumusețe! Da. Bun. Opa, bă. Cum? Caras volat roșu, vei să filmezi? Nu, că am prins. Cură de ciortan, ia uite. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Ciortan sau crap? Nu știu. Schimba pe bilele astea, solubile, pop-up-uri, sweet pineapple, ananas dulce. Și am avut trăsătura zilei la feeder până acum. L-am scupat. Da. Câligul în regulă, tot în regulă. Na, eu ieși câligul în gură. Asta e oricum, părea un ciortan. Domn.
Păi așa da. Trăsături. Așa, distanța e ok, în regulă. Bun, o să iau, să pun un pic de nază din asta, un pic din asta. Așa. Bun, cam așa arată. Nada duo. Să vedem. Până acum am avut trăsătura zilei la feeder, cum am zis. Și trăsătura chiar superbă. Așa. Ia, trăsătura superbă de crapă. Ai, Doamne. Interesant că la bățul ăsta am avut două trăsături deja ca lumea și la alălalt nu am avut nicio trăsătură, sunt din aproximativ același loc, aceeași nadă, același pop-up tot. Cred că e un caras ăsta. După trăsătură pare un caras. Ciortenel chiar frumos, frumos. Mic, dar frumos. Bani, e un caras. Da. Oh, uf, uf. Greu mai scap pe carasii ăștia. Greu.
Hai, mă. Încă rău. Pun un pic de nadă din asta, un pic de din asta. O presez așa. Mai dăm o dată, poate vine ceva. Mai cum se cade. Se vede, m-am dat un pic mai departe. Da. Da, asta. Cu asta am dat mai la mal acum. Și, na, asta pare a fi un ciortan. Dar nu sunt sigur. Deci acum îmi trage mai des la bățul din dreapta și nu mai trage la asta din stânga. Înainte îmi trăgea doar la din stânga. Na. Asta e pescuitul. Băi, nu încoace. Deci sar pești în draci. Și mă refer la ăia mari. Da, asta e frumușel. Băi, ciortănule, stai cu minte. A tras ca un carasă, un ciortan. Frumos.